Bună dimineața! Astăzi începe prima zi de concurs de la Raliul Brașovului. Ne dorim să mergem cât mai curat și să avem o evoluție constantă. Acum mergem la verificările tehnice din nou, pentru că vor să mai verifice ceva la mașină, în așa fel încât să fie ok pentru start. Hai să vedem ce decizie am. Black e gata de start. Noi suntem gata. Mai sunt aproximativ 50 minute până o să trebuiască să ieșim din parc. Am emoții mari. Sper să facem treabă. Noi am plecat acum pe niște anvelope de iarnă. S-ar putea să fie prea moi pentru traseu, dar eu simt că asta e varianta câștigătoare. Vom vedea în următorul material ce se întâmplă în mașină. Suntem înainte de super special, am pus proiectoarele. Asta e baza noastră. Aici am un vlog. Super suport tehnic, droneshop.ro. Hotel Q Brașov e alături de noi. Toți partenerii de pe mașină au făcut posibile participarea noastră aici. Acum urmează să luăm startul pe super speciale. Sper că sunteți dintre voi acolo. Dacă sunteți acolo, nu ezitați să ne trimiteți fotografii și materiale video dacă ne-ați filmat în acțiune. Suntem pe super speciale. Mașinile se așteaptă rândul. Terminat cea mai grea buclă a raliului. Au fost două probe, poartă de numirea de Babarunca și Cheia. Pe Babarunca a fost cea mai nasoală probă din viața mea, pentru că am ai ce era și asta. A mers sub orice critică, am luat bătaie de n-am înțeles absolut nimic. În schimb, am recuperat puțin pe partea a doua în momentul în care ne-am întors. Acum mai avem încă 3 probe speciale. Rămâneți alături de noi să vedem ce facem până la final. Black e ok, suntem bine. Severina Belbie, BMW 330i. Aplaudați, nici nu știți cât de are voie de aplauzele dumneavoastră acum la festivitatea de premiere. Țin să-i mulțumesc lui Adi Iliescu pentru această baterie, ce ne-a permis să luăm startul la această etapă, fără de care comisia tehnică n-a respins de la start, așa că Adi, îți mulțumesc prin intermediul acestui material pentru baterie și pentru susținere. Gata, ne-am odihnit. A fost o noapte puțin ciudată pentru simplu fapt că am fost foarte obosit după etapa de la Brașov. Clar a fost unul dintre cele mai grele raliuri. Am stat la Q Hotel, o locație foarte frumoasă de la Brașov. O să vă las în descriere link dacă mai ajungeți pe aici prin zonă să vedeți cazarea, pentru că e super, super faină. Mergeți să bem o cafea și vă invităm alături de noi să vedem ce mai facem azi. Final de raliu. Gata! Nu mai pornește, a ajuns la sosire.
Da, s-a oprit în sosire, am terminat raliu, am terminat pe locul 2 la clasă, pe locul 2 la două roți motrice cu propulsie. A fost un raliu extraordinar, sper că v-ați distrat alături de noi, pentru că noi am avut un raliu incredibil de frumos. Sper că vă place materialul, nu uitați să vă iubiți mașinile și până la următorul episod, eu am fost Mihai Beldie, vă salut, ciao!